Astăzi vreau să vă prezint un glitch de XP pe Fortnite Chapter 4. Înainte de toate, nu uitați să vă abonați, să dați un like și să-mi spuneți acolo în comentarii după ce vedeți acest videoclip, dacă vă merge și hai să vedem că nici eu n-am intrat până acum, l-am văzut și eu pe YouTube și chiar sunt curios dacă mai merge acum sau... În primul rând trebuie să intrăm aici la Island Code și punem 2698-5751-3711, acesta este codul. Trebuie să setați aici privat game și hai să-i dăm play acum. Ok, după cum puteți vedea am intrat aici în lobby și nu trebuie să apăsăm noi pe start. După cum puteți vedea avem un timer acolo în stânga jos și așteptăm să treacă timerul, după care o să intrăm în această bilă și o să apăsăm E. Bine că nu m-am dus acum. Și da, hai să așteptăm. Ok, timpul s-a scurs și acum hai să intrăm în bila asta și să apăsăm E pe ea. Și acum așteptăm timerul ăsta de la Deadrun, să vedem, 9 secunde avem și o să se deschidă ceva aici. Iar acum vedeți aceste undițe, dar vă întrebați oare unde este ăsta, unde este ăsta de XP? Bine, dacă sunteți atenți aici puțin, vedeți, apăsați aici E, deasupra este un buton, i-am apăsat de prea multe ori, cred că, și o să apară asta aici 3, unde va trebui să apăsați aici de 3 ori. 1, 2, 3, aici de 6 ori, 1, 2, 3, 4, 5, 6, iar aici trebuie de 2 ori, să formați numărul 362 și o să aveți aici tot așa un buton ascuns unde trebuie să apăsați E și după aceea o să vedeți, a apărut aici un timer de 10 minute cu un buton și trebuie să apăsați butonul acesta, așteptăm acum și va trebui să așteptați chiar 10 minute, din păcate, nu știu ce durează atât de mult, dar trebuie să așteptăm 10 minute și da, hai să vedem, așteptăm 10 minute și revenim după aceea. Ok, după cum puteți vedea, mai avem 5 secunde, 4, 3, 2, 1 și hai să vedem ce se află aici. Deci, vedeți, ne-am băgat aici într-un d-ăsta și o să apăsăm prima oară pe ăsta, ținem apăsat, hai să vedem cât durează, ok. La fel facem și la asta, iar la următoarele două trebuie să le apăsăm de mai multe ori, iar după ne ducem în partea asta, în spate, la ăla de AFK XP, apăsăm și noi astea de mai multe ori. După cum puteți vedea, ne-a dat 91.000, apăruse prima oară atunci și stați aici, la asta, de XP, AFK și cam atât. Cred că așa o să stați și da, vor la XP.